Bună ziua! A sosit momentul să-i cumpăr la mama clima aici la bucătărie, aer condiționat, așa arată. O costa ceva bănuț, dar merită, fiindcă de multe ori e foarte, foarte cald și nu mai pot să stea la bucătărie și cum noi suntem cu filmările, obligat avem nevoie de o climă. Vă dați seama, când afară e 36-40 de grade la soare, aici în bucătărie, dacă să mai găsești, gătește cum îi. Foarte cald, E un ca la ambient saună. foarte călduros, Da. așa cum suntem și noi, dar câteodată mai trebuie să ne temperăm și din punct de vedere termic, și din punct de vedere emoțional. Da. Și acum am cumpărat acest minunat aparat, care sperăm cu ajutorul Dumnezeu să fie bun și să ne țină mulți ani. Acum ne trebuie, Angie, un cuțitaș, o forfecuță, O un topor. fabrică. Ce te-am? Un topor? Am lumini. Da, stai o leacă, nu se poate așa, Eu nu. stau dacă. Aici, plecat. Natalia, ai găsit? Natalia, au găsit cuțitaș. Poate că este acolo invitat. Forfecă, mama, du-te, adu forfeca. Asta, da, numai asta. Asta vreau. Nu. Cred că la casa aici este să deschidă vatră. Dar asta trebuie să tai asta. Așa și ăla. Trebuie să vă nu pot aici. Mă dă la casă. Sigilat. Hai să le aduc ce trebuie. A? Na. Vezi? Ce se fac? Tăiem panglica. Da. N-o să vedem ce am cumpărat. Adică ce l-a dat, că el a fost fără noi și o cumpărat. Telecomanda. Deci avem și telecomandă. Eu nu o să tablou. E tablou. Deci sunt multe da, lucruri. Așa, ampură. Da, asta e prea mare. Trebuie să mai vină un domn să facă gaura acolo, care zice că noi avem gaură de prea mică. Nu fă mizeria mai cu aia, te rog. Deci nu o să putem imediat să mântăm, da. Că mai trebuie să facem o gaură și nu am vrut să chem prima dată pe domnul. Nu, 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 mami, nu cu ăla. Ăla se poate lua așa jos. Din care știu cât e dimensiunea de la tumbulatură. Da, ci. Da. Eu trebuie să îi arat multe lucruri. Mai du-te tu la mama ta la curtici, la cotroană. Că m-aș fi tate, mama. Da, am văzut că ai vrut să le iei pe sus. Am vrut să-l cântăresc. Da, da. L-ai cântărit tu când l-ai adus aici. Deci, cât are? 5 ani garanție? 5 ani garanție de la producător, de la Franco, numai 2. Aha. Natalia? Trebuie scos de mama, știi? Ah, stai mult. Sper să dea randament. Da, am spus Eva că ăla care l-au ei în patiserie tot 9000 de BTU. Da? Și ăsta tot 9000 BTU. Uh-huh. Și au zis că nu poate să lase tot timpul. Zis că e prea frig.
Da. Și îți dai seama că și la ei căldură și mai mare în căpere lor. Da. Ce trebuie acolo? Voi cât consumă, e clasa A, A fiind pe galben, și consumă 1,3 kW pe oră. Kilowattul e undeva la... cât e kilowattul? Pe mine mă întreb, nu mai știu. Că eu n-am mai dat curentul de... Nu mai știu cât e kilowattul. Vreo 3 ani. Ori un leu, cam așa. Un leu. Sau 10 lei. Asta nu o dat jos, nu te-a. Hai, ia asta. Și... Așa. Așa. Și mai are aici și gata. Ia, mai e gata. Asta are rotile. De ce am, ales așa, să fie potabil? O să fie potabil. Da, e mai bine așa. Și e mai ieftin. Da. Dacă aș fi luat să fie pe perete, ar fi fost 2600. Așa am costat 1500. Și da, ar trebui și la... Acolo e priza. Trebuie și la noi să ne luăm acolo, că... Aici vine tubulatura, undeva. Aici... Uite, Natalia, aici e filtru. Aici vine... Nu știu, uite-te pe instrucțiuni. Este instrucțiuni și o să vezi unde vine. Nu să punem noi așa și... După aia nu-i bine. Cablu, aici nu știu ce lui. Acolo nu știu ce lui. Nu vezi? Da, zic, uite-te pe instrucțiuni. Are instrucțiuni. Da, nu fain. Ca un mic frigider. Da, arată fain, da. Numai ca un balaj trebuie să-l ducem de aici. Natalia, cred că mai e aici un tablou. Ba nu. Sau? Nu, nu mai e tablou. Deci. Trebuie să... Protector de ploaie. De ploaie? Da, rain protector. O bază, nu? Uite acolo ți arată ce și cum. Am bateriile pentru telecomandă. Telecomandă. Asta trebuie luat de aici, să nu... Așa. Deci avem și o telecomandă. Desfă, Natalia, să arătăm telecomanda. Wow! Natalia, întoarce. Natalia, întoarce, te rog. Așa. Deci. Capătul ăsta vine în tubul, acolo ăsta vine în el. Aha. Una merge afară. Așa. Ce tare! Ce tare? Că se poate aici unde e sita, știi? Deci sită din aia așa, cum să spunem? Deci putem să... Da, nu e neapărat să punem ăla. O să punem acolo tubul ăla. Deci acolo unde e grapa aia. Acolo vine. Cablul e destul de lung. Da, e lung. Și ăla vine acolo. Să, eu știu. Deci ăla vine acolo. Trebuie fixat. Așa. Ai reușit? Da. Ok. Dar undeva el are unde scoate
trebuie să scoată umiditatea, știi? Să cunoști ceva. I-am întrebat pe domnul de la Flanco, dar atâta sunt de bun că nu știu să ne explice mai nimic. Păi nu. Adică sunt persoane care sunt noi și... Da, tot timpul. Nu știu. Wow! Ce natura? Da. Ce e? Ce are, deci trebuie undeva pus un furtunaș. Acum nu știu. Trebuie să mă mai bine pe instrucțiuni. Da, trebuie să ne uităm prima dată pe instrucțiuni și atunci să vedem ce și cum. Deci acolo o să vină. Deci ăla o să vină jos. Aici am pus o grămadă de... Știu, ca să nu vină... Da, trebuie un pic mai mare făcută gaură acolo. Că e cam mică. Da. Trebuie dat jos? Trebuie dat jos și făcut mai mare, da. Da, mă auzi acolo? Aha! S-a pus cu spumă. Cu spumă l-a pus, da. Ce? Nu știi ce am? Da. Ia dă-mi, dar n-are rost. Dă-mi un pic să facem. Dă-mi cablul ăsta, tubulatura. Tubulatura? Că ajunge bine, mă. E mare. Da. Mai trebuie întinsă. Da, mai trebuie întinsă și atunci merge treaba. Mai întindem un pic. Te ridic, acolo trebuie întins. Uite, acolo, la tine. Cât ar veni normală și... Trebuie altă tubulatură să meargă mai în sus. Dar oricum e mai mică gaură. Da. O să sun pe un domn și să îmi fac mai mare. Da. Gaură. Așa e. Alta nu este. Alta nu este. Nu. Să filmăm. Pașii următori. Când vine și face gaură, când a scos afară, când îi dau drumul. Și așa mai departe, pe curând. Da, mergem să căutăm un furtunaș pentru aparatul de aer condiționat. Din păcate, văd că nu ne-au pus. Furtunașul respectiv are rol de aduce apa în exterior, că el face, deci scoate și umiditatea din aer, aparatul ăsta, și elimină cam 2 litri de apă într-o oră. Ne trebuie un furtunaș ca să ducem apa aia în exterior. Și m-am gândit să mă duc, pe acolo. Acolo trebuie să mă duc, da. Să mergem la Tehnotec. E la UTA un magazin mai micuț de bricolaj. Și să văd dacă cumva găsesc și un adaptor pentru tubulatura care mi-a dat. Fiindcă gaura noastră e de 10, care e în perete, și tubulatura e de 16.
pic peste mână, să zic așa. Dar decât să dau altă gaură, încerc să rezolv așa, dacă am posibilitatea asta. Dacă nu, atunci sunt obligat să mai dau încă o gaură în perete. Ca să dau încă o gaură în perete, trebuie să găsesc pe cineva, trebuie să plătesc. Că nu am carotă din aia, așa, 16, ca să dau gaură în zid. Eu aș fi vrut să rezolv astăzi, să vedem că... Sunt curios dacă face față, dar mă gândesc că face față. Dar aș fi vrut să rezolv astăzi, dar nu se poate. Poate rezolvăm mâine, vedem. Dar acum mă duc să văd dacă găsesc furtunaș. Gata să fie ori acolo, ori la Tedema, ceva furtunaș. Și tubulatura respectivă, dacă aș găsi, aș face economie de vreo 300 de lei. Mă duc să văd. Vara și dumneavoastră ce am rezolvat, video ăsta o să-l pun tot la videoclipul cu clima asta. Poate sunteți și dumneavoastră în situația asta, sau dacă nu, poate vă puneți cândva în situația asta și poate ajut la cineva cu video. Și despre aparat să vorbesc în sensul să vă spun, uitați, e bun, face față la suprafața respectivă care o avem și la tot ce ține de așa aparat. Eu am făcut economie la el. Dacă era să iau clasic din ăla care vine direct pe perete, ar fi costat cel mai ieftin, am văzut la Flanco, cu 2600. Așa am luat aerul ăsta portabil cu 1500. Vedem dacă am reușit ceva sau nu. Acum o pun pe pauză și mergem la Tehnotec. Vă arăt ce am rezolvat. Așa, aici am un adaptor de la 160 la 100 trebuie mie. Deci ăsta trebuie să-l tai jos și ăsta să-l intre. Măsură ceva. Da, deci ăsta vine la tubulatura mea cu 100 și ăsta vine la aerisire, adică aici 160 și aici e 100. Și ăsta vine la ieșire de 100. Și aici vine tubulatura, pun un pic de bandă de izolat. Și aici vine ieșirea afară. Și am luat și furtunaș 10 metri, încerc să scot direct afară. Așa. Și la Natalia am uitat. Natalia, să-ți dau ciocolata. Ciocolată cu stevia. Și la Angie un polen crud, eco. O cremă foarte revigorantă pentru picioare. Timburg Gel. No, hai să mergem acasă și încercăm să rezolvăm problema. Acum problema ar mai fi ceva, că nu ajunge tubulatura până sus la gaură. O să trebuiască să ridic un pic suportul, Angie. O să suspendăm puțin pe ceva. Vedem dacă ne descurcăm. Acum mergem acasă. Nu, cum e ciocolata cu stevia? Natalia? E bună? Ești tu? Da, vreau un pic. Stai acum.
satul nostru de plină. Deci noi am avut acolo o gaură, sus, și pe 10, și diametrul la tubulatura asta e pe 16. Și am fost, am luat la Technotec un adaptor care s-a potrivit și a fost ok, numai era prea sus și nu stătea bine furtunul și s-a cârnit. De fapt s-a rupt un pic din furtun. Și atunci astăzi am chemat un băiat, am plătit 200 de lei, mi-a făcut cu carota, mi-a făcut o gaură până afară și el face schimb de aer, duce aerul cald afară și aer rece înăuntru. Merge bine, face liniștit aici față, deci a fost așa de plăcut când am mâncat, numai într-adevăr face un pic de zgomot. Și o să-l auziți probabil la filmări, dar nu avem încotro pe căldură așa de mare să stie mami acolo. Și anul trecut nu i-a fost bine din cauza asta și am mers la doctor anul trecut în toamnă, că a fost prea cald și aici trebuia să facă mâncare și nu s-o simți bine. Tati a zis că de ce nu i-am luat un ventilator? Da, de unde? Nici ventilatorul ea nu îl... Da, ce să facă cu suportă. Ventilatorul? Dar merge bine, a zis și mami că nu bate pe ea, n-are cum să bate, dar aici pune în capăt. Da. Sunt vreo 5 metri, până acolo 6, n-are cum să bate pe ea, că el merge în sus. Și acum am observat că la mine la mașină nu mai merge clima de jumătate de oră. Da. Am observat. Nu trebuia să ridici ăla. Acum am clima la un truc, în bucătărie. Nu mai umbla. Și trebuie să mă duc să văd ce e cu mașina. Deci se pornește, se reglează. A, și mai trebuie mâine. A, mâine e duminică, nu. Să pun furtunul în spate, în spate o chestie care pe acolo dă umiditatea afară, că ia, preia umiditate din aia. Și am înțeles că cam un litru la oră, două sau doi, no, ceva de genul. Dar am văzut că a fost aici un pic de apă. Un pic de apă, da. Are aici în spate și picioarele trebuie să le montez. Dar de foarte fain. Acum nu s-aude așa tare, că merge doar ventilatorul, știi? Când pornește... Că se zgrade. Când pornește motorul. Până la 18, ori. Până la 18, da, ai... Deci, nu știi, poți să dăm pe 20. Uh-huh. 20, 21. Acum, așa, da. Acum pornim motorul. Da. Vezi? Cum e rece, rece? E bani de mașină. Unde mai mere clima acum la mașină? Acum, de jumătate de oră. Când a făcut clima? Acum, 2 ani? Nu mai știu. Așa. 3 ani. Dar are freul, nu știu ce s-o întâmplă. Se poate pe compresor. Dacă e compresorul, 1000 de lei cu un compresor. Bă, rece bine. Aici dă aerul cald afară. Așa cald. Da. Mă, nu știu dacă... Putem să facem și cald, Angie. Asta nu știu. Știi la... Da. La iarnă, dacă e prea răcoare. O să vedem. Dacă da, pe 20 și... Nu, lasă, nu acum. Nu, nu, dar zic că iarnă, de că de cui, dacă dau pe 25 de exemplu, poate bagă... Nu știu.
Astea chiar nu știu, știu alea care sunt. Să văd că nu te aștept. Mă refer la cele care sunt suspendate sus, alea dau căldură, dar astea nu știu. Da, și am zis că să fac un video să vedeți și dumneavoastră, poate aveți și dumneavoastră de acolo. N-a fost ieftin, o linie 500 de lei. Dar să merită în sensul că nu, confortul pătează nu și sănătatea. Că mami cu mâini cu inima cardiacă nu poate să facă mâncare căldură. Clar, nu poate să facă. Și chiar e bun, chiar am făcut mâncare și... Da, au fost răcoare, da. Și afară a fost cald, 33, la 1. Am așa ceva. La soare a fost 35. Deci merge treaba. Da, merge. Uite ce faci, deci. No. Deci asta o să o zic probabil la filmări. Gălăgie de la ventilator. Am înțeles că Robert a zis că da, că s-a avut gălăgie. Robert, că pare rău. Asta este. Dacă aș fi luat să fie pe perete, ar fi fost 1000 de lei mai mult. Și mai ieftin. Că de ce fă așa de scump. Scumpe. Poate că ar fi, nu știu, găsit și mai ieftin, dar... Din ce am căutat eu, și ce am găsit, nu am găsit să fie. Nu, îl opresc. Oare nu e problemă dacă îl opresc așa de fără? Nu te scur. Bine. Acum o să opresc motorul. Ieri m-am năcăjit că eu cum am băgat acolo țeava, am plecat și era țeava jumate ferete, doar partea de sus nu vedeam. Ea era jumate în încăpere deschisă și am mers vreo 3 ore și mă tot cald e. Zice, ce e aici? El a băgat și căldură în altă. Iar am mers la greu. No. Asta este, alta nu este. Să pui picioarele. Astăzi nu mai. V-am lăsat. Pace, la revedere. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 29 aprilie 2024. Secretul stăpânirii de sine. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Coloseni 3, versetul 2. Pentru a avea o viață disciplinată, trebuie să ai o gândire disciplinată. Domnul Iisus a spus că scopul lui Satan este să fure, să înjunghie și să prăpădească. Ioan 10, versetul 10. Și dacă uiți lucrul acesta, o faci pe riscul tău, vei suporta consecințele. Prin propriile forțe n-ai cum să-i ții piept, tu nu ești la egalitate cu Satan. Dar când îl ai pe Dumnezeu, El îți va da putere să învingi strategiile și să exersezi arma stăpânirii de sine. Și Biblia ne spune și cum. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Să reținem bine îndemnul acesta. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Multe mașini sunt dotate cu pilot automat. Când atingi limita de viteză, setezi pur și simplu computerul de bord, acționând o manetă sau apăsând un buton, și mașina menține această viteză. Mașina nu-ți va merge mai tare sau mai încet. Tot astfel, când mintea ta este programată cu cuvântul lui Dumnezeu, îți setezi gândurile și dorințele după lucrurile plăcute lui Dumnezeu și nu după cele care satisfac poftele firii tale pământești. Autodisciplina se obține cu prețul libertății. Când ești controlat de pornirile tale, nu ești liber, ci rob. Chiar și lucrurile legitime te pot înrobi. Se spune că prea mult bine devine la un moment dat un lucru
rău. Apostolul Pavel scria în 1 Corinteni 6, versetul 12, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Am încheiat citatul. Deci, secretul stăpânirii de sine constă în programarea minții tale după cuvântul lui Dumnezeu. Orice te-am străinat, orice lume
mult decât eșecul ta. Ești cu atât mai mult cu cât în tine locuiește Dumnezeu. Ești mai mult decât durerea ta. Ești mai mult, ești mult, ești trecutul tău. Ești mai mult, ești mult, ești vara ta. Ești mai mult, ești mult, ești eșecul.